Doamnelor și domnilor, vă spun din nou bună seara de pe patinoarul Dunărea din Galați, unde va avea loc meciul vedetă al serii, am putea spune, nu al zilei, pentru că de acum când în seara am ajuns la decu seara, cum se numește, pentru că au trecut orele și iată, s-a întârziat puțin cu această partidă. Va începe cât de curând meciul vedetă al zilei, CSM Galați, Sport Club Miercurea Ciuc, finala grupei B. Învingătoarea va evolua în finala mare a Cupei României, învinsa în partida pentru locurile 3-4. Prima finalistă a fost stabilită, Corona Brașov. Am învins cu 7-4 pe ACSH Gheorgheni. Am o surpriză, un invitat special, dar după ce voi prezenta rapid componența celor două loturi. Începem cu oaspeții, cu Sport Club Miercurea Ciuc, portare numărul 31, Orsa Dorian. Și numărul 68, Laszlo Arnold. Linia 1, Denis Culia și numărul 28, Boton Flinta, numărul 15, Tomas Biro, numărul 91, Andrei Taratuhin, numărul 27, Tiamer Berțe, numărul 20, linia 2, Sobolj Pap, numărul 33, Alpor Solo, numărul 55, Jack Combs, numărul 97, Colton Yellow Horn, numărul 13, Jude Blackwater, numărul 9. Linia 3, Huyo Jesse, numărul 95, Tomas Ladai, numărul 93, Matthew Tussignan, numărul 43, Justin Malan, numărul 47 și Chanad Fodor, numărul 10. Linia 4, Tamas Farkas, numărul 92, Tiamir Gheorghi, numărul 12, Zoltan Gandor, numărul 8, Norbert Rocai, numărul 96, Eduard Căsăneanu, numărul 38, antrenorul formației ciucane, Jason Morgan, formația din Miercurea Ciuc, tricouri albe cu inserții bleu și shorturi bleu maren. În roșu, CSM Galați, cu Otto Onodi, numărul 22, Malgior Săpoș, numărul 35, linia 1, Ișvan Noghi, numărul 19, numărul 20, Constantin Makarov, numărul 25, Evgeni Skachkov, numărul 33, Mihail Rybalko, numărul 77, Sergei Paior. Linia a doua, Denis Zabludovski, numărul 14, numărul 15, Vitali Kirichenko, numărul 17, Alexander Neznamov, numărul 34, Evgeni Emelianenko, numărul 38, Albert Polinin. A început tare formația galățeană, linia a treia, Anton Botoșnov, numărul 12, Sobol Childebrand, numărul 5, numărul 10, Cătălin Berdilă, numărul 11, Patrick Mașala și numărul 82, Mircea Constantin. Linia a patra, Otto Biro, numărul 6, Evgeni Limanski, numărul 9, Cătălin Țapu, numărul 55, numărul 91, Adrian Irimia. Sper că n-am uitat pe cineva. A, și Matias Biro, numărul 7. Antrenorii formației gălățene, Vadin Șahraiciuc și Cornel Chiriță. Alături de mine se află una dintre legendele hockeyului românesc, după părerea mea, cel mai bun portar pe care l-a dat hockeyul nostru. I-am trecut pe al de Gică Huțanu și Netedu, care au fost și mari portari. Domnul Viorel Radu se află alături de mine, îmi face onoarea de a comenta împreună cu mine. Ce așteptări aveți de la această partidă? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bineînțeles, așteptări foarte mari. Un meci foarte, foarte echilibrat o să fie, părerea mea. Dar sper să aibă un plus Galațiu fiind acasă și organizatori. Pentru că domnul Viorel Radu a fost, v-am spus, cel mai mare portar pe care l-a dat hockeyul românesc, credeți că portarii vor juca un rol important în partida din această seară? Mă refer la Orsa Dorian în poarta Ciucului și la Otto Onodi, Otto Block în poarta lui CSM Galați. Asemenea, meciuri foarte echilibrate și cu această miză, părerea mea o să facă diferența foarte, foarte mare portare. Cine o să fie în formă, o să aibă un avantaj. Amândoi portari sunt de valoare, tineri, și sperăm să vedem un meci foarte frumos. Foarte bine ați precizat, sunt tineri ambii portari. Iată acum o pătrundere, un șut al lui Alexandru Neznamov pe backhand, pentru că se folosește acest termen și în hockey, ca la și la tenis. Pe rever a încercat... Este un procedeu folosit de către mari hocheiști. Iată acum se aruncă în calea pucului cei doi hocheiști de la Miercurea Ciuc. Este un meci între, nu numai între Galați și Miercurea Ciuc, ci și între școala rusă, cu mulți jucători din spațiul rus, școala rusă și cea canadiană.
cea rusă reprezentată la acest megalas, cea canadiană la, iată, Otto Onodi foarte bine și a degajat foarte rapid pucul. Iată, acum a angajat Evgeni Skachkov. Nu era Evgeni Skachkov, Anton Botoșnov. Se bat hocheiștii noștri pentru puc, se luptă împreună cu... Încearcă acum un contraatac cei de la... Este linia a treia la, la Spokomir Kuraciuk, Ghece, Lodoi, Tusinian, Mailan și Fodor. Este linia a treia cu Anton Botoșnov, Zilord, Hildebrand, Patrick Maciala, Mircea Constantin. Joc foarte rapid, joc interesant, este și greu de urmărit pucul, pentru că cele două echipe evoluează în mare, mare viteză. Iată ce luptă acolo, extraordinară, cred că vom asista la Evgeni Skachkov, a fost trântit de Alpar Salo. 55 Alpar Salo, cred că va fi trimis pe bancă să-și mai limpezească gândurile puțin. Și formația gălățeană poate valorifica omul în plus pe gheață. Și putem asista la deschiderea scorului. Prima linie pentru CSM Galați, Ișvan Noghi, Constantin Makarov, Evgeni Skachkov, Mikhail Rybalko și Sergei Paior. Alpar Salo a fost eliminat pentru ținere. Să vedem dacă vor construi atacul cu răbdare jucătorii de la CSM Galați, pentru că atunci când ai acele două minute, am văzut că unele echipe se grăbesc. Iată, este preferat jocul în viteză, nu jocul acela pozițional, când este plimbat pucul pentru jucătorul care se află în cea mai bună poziție pentru a șuta. Dar și acest joc rapid este o armă cu două tăișuri. Iată, fluieră cei doi arbitri. Domnule Viorel Radu, v-ați întâlnit cu echipa din Miercurea Ciuc de multe ori, ați apărat mai mulți ani la Steaua decât la Galați, pentru că așa a fost, a fost coleg și cu Cătălin Geru pe care l-am avut. Cum a fost mereu meciurile cu ciucanii? Ați evoluat de multe ori și pe celebrul patinoar Vaca Orloiu și acolo în Miercurea Ciuc, unde creează suporterii Ciucului, creează o atmosferă infernală. Da, este adevărat, meciurile Steaua Miercurea Ciuc erau meci vedetă, dar fiind și spectatori, era altă atmosferă. Erau foarte, meciuri foarte echilibrate, de valori apropiate amândouă echipe și ieșea ceva frumos și în tribună și pe gheață. Iată, acum cred că a fost offside, nu? S-a fluierat degajarea interzisă, de fapt. La offside le-am explicat unora dintre telespectatori, deși nu stăputem și eu la perfecție regulamentul de la hockey, că e dificil. E dificil să spunem că băiatul domnului, fiul domnului Radu Viorel este arbitru, l-am și văzut la această Cupa României, astăzi nu este la această partidă. Nu este la această partidă, l-am văzut. A fost la celelalte două, l-am văzut, a fost unul de arbitrii asistenți. Este dificil, am spus că hockeyul... În primul rând, offside-ul, ca să le explicăm, pucul trebuie să ajungă în treimea adversă înaintea jucătorului. Iată însă, acum interceptează și Otto Onodi. Reflex extraordinar. 1-1 a scăpat jucătorul de la Miercurea Ciuc cu Onodi. Cred că încă se gândește la acea ratare. Văd că face o grimasă Bețe, Timor Bețe, jucătorul cu numărul 20 de la Miercurea Ciuc, Tiamer Bețe. Reflex însă extraordinar al lui Otto Onodi, ar fi fost un handicap pentru CSM Galați să fi deschis scorul echipa din Miercurea Ciuc. Clar ar fi fost un handicap, mai ales în începutul meciului este foarte, foarte important și a fiecărui reprize, dar avem încredere în Otto, un portar foarte, foarte bun, a dus de la Miercurea Ciuc acum 4-5 ani, din al patrulea portar la Miercurea Ciuc, a jucat titular la Galați și a făcut datoria foarte, foarte bine. Este și la lotul național a României, deci a fost pus în valoare. E un lucru foarte, foarte bun și mulțumitor din partea noastră.
Avem Albert Mihail Ribalco, a șutat acolo, nu a prea avut răbdare, se cam grăbesc jucătorii noștri, ar fi vrut să marcheze repede, cred, și atunci intervine precipitarea și altfel pompează inima sângele. Iată, acum o mare ocazie a formației ciucane, o nouă mare ocazie. Jucătorul numărul 10, Cionot Fodor, este bine că au ratat hocheiștii din Miercurea Ciuc aceste ocazii. Se schimbă liniile la Galați, este linia a treia, Cătălin Berdilă, Anton Botoșnov, Patrick Macea la Mircea Constantin. Iată, o ciocnire violentă, iată, se împing cei doi jucători, cred că vor fi eliminați, ar putea să fie eliminați amândoi, Patrick Maciala și cu jucătorul cu numărul 95, Tiamer Bețe, nu Tiamer Bețe, este Hugo Ghece. Doar Patrick Maciala l-a eliminat, și va fi eliminat și hocheistul de la Sportul Miercurea Ciuc. Ghece, da? Hugo Ghece, am spus bine că amândoi era nedrept să fie... De obicei când se joacă 4-4 se marchează mai mult, dar nu e o regulă. De obicei 4-4 nu neapărat să marcheze mai mult, marchează echipa mai pregătită fizic. Rămân foarte multe spații, 4-4 se joacă mult mai dinamic și echipa care este pregătită fizic mai bine are un avantaj. Atacă CSM Galați. Cu linia a doua, Denis Zabludovski, Vitali Kiricenko, Alexandru Neznamov, Evgenie Emelianenko, Albert Polinin. Afară de Albert Polinin, ceilalți jucători sunt niște marcatori. E o linie foarte puternică aceasta a doua a lui CSM Galați. Sunt jucători cu cifre foarte bune, atât ca și marcatori, cât și ca pasatori, ca asisturi. Deține Oto Onodi. Poate că nu este începutul pe care l-așteptam, dar contează mai puțin începutul, contează foarte mult sfârșitul, pentru că e important cine conduce la finalul partidei. Dar este important să și înscrie repede, cum... Oto Onodi, reflex extraordinar, Denis Culiaș, posesorul unui șut absolut impresionant, rusul, un jucător cu peste 10 sezoane în KHL, un jucător cu un CV impresionant, un astfel de jucător să vină în campionatul României, nu este lucru de acolo. Avem destui stranieri de valoare acum în Liga Națională, chiar dacă avem doar 7 echipe, cred că cel puțin 4 dintre echipe, mă refer la cele 4 care vor lupta pentru medalii, au loturile foarte bine garnisite cu jucători de valoare. Da, este adevărat, este un plus și acești jucători aduși de afară, aduși cu jucători cu valoare, ridică și nivelul hockeyului românesc. Drept dovadă și la echipa națională de seniori au început să facă lucruri destul de frumoase. Deci jucătorii de afară sunt foarte bine veniți. Da, crescuți într-un hockey de mare valoare, foarte bine structurat. Nu mai spui, iată, acum Orsa Dorian reușește să respingă un puc foarte puternic. Evgeni Skachkov, extraordinar de tehnic, Skachkov, însă se complică uneori, cum a făcut-o și acum, am interceptat hockeyiștii de la Miercurea Ciuc. Jack Combs, canadianul cu numărul 97 din linia a doua a ciucului. Este un jucător interesant din linia a treia. Linia a treia care este compusă în atac din trei canadieni. Jack Combs, Colton Yellowhorn și Judd Blackwater. Jucători extrem de interesanți. Să spunem despre numărul 9, Judd Blackwater, care a evoluat 5 ani în Slovacia la HK Nitra.
și are aproape 100 de goluri marcate pentru formația slovacă, ceea ce nu-i de acolo, un campion foarte puternic în Slovacia. Înseamnă că acești jucători de valoare care vin în România se investește totuși în hockeyul românesc, se oferă salarii impresionante, salarii mult mai bune decât pe vremea când evoluați dumneavoastră. Da, bineînțeles, investește, a început să investească în hockey, salariile sunt destul de mari, sunt mulțumitoare. Pe vremea noastră jucam pe indemnizație, dar nu contează, contează că jucam cu suflet și jucam pentru onoare, mai mult. Așa este, dar până la urmă e bine că munca să fie răsplătită, adică se primește un salariu după cum meriți și dacă prindeați această perioadă, cu siguranță că erau lucrurile bune, însă știu că mulți dintre hockey și-au făcut alte meserii, au reușit în celelalte meserii și au și amintirea că au fost sportivi de mare performanță și sunt și niște oameni realizați. Iată că fiul domnului Viorel Radu s-a îndreptat către arbitraj și nu către jocul propriu-zis. Ați încercat să-l convingeți să devină hockeyist? Da, l-am adus la vârsta de 6 ani, l-am adus la hockey. A cochetat foarte puțin, nu prea îi plăcea. Tatăl meu l-a luat și l-a dus la fotbal, la oțelul. I-a plăcut, asta vreo 6 ani, până s-a 6-7 ani până s-a desființat oțelul. S-au despărțit foarte multe grupe, s-au pierdut copii și el tot trăgea spre hockey, dar vârsta nu l-a ajutat. Și a început să arbitreze, ceea ce văd că îi place foarte, foarte mult. Da, mie mi se pare extrem de dificil să poți să fii arbitru de hockey, să cunoști oamenii, să fii și foarte atent la ceea ce fac hockeyiștii, pentru că au și hockeyiștii, bineînțeles, trucurile lor, încearcă să păcălească, să mai țină, să mai tragă, să mai piedică. Și plus că hockeyiștii, în general, sunt nervoși. Unii dintre ei și chiar se nasc conflicte, am văzut și în meciurile de mai devreme, cel puțin la CSA Steaua cu Sapienția, a fost aproape bătaie în toată regula. L-am văzut și pe portarul Sapienții de doar 18 ani, Demeter, ieșind din poartă și bătându-se cu cum se la bătaie cu adversari și nu a fost eliminat. Chiar n-am înțeles acest lucru, de ce nu a fost eliminat. Nu, acolo a fost o pedeapsă amânată, are voie portarul să iasă din poartă, să intre în același timp, să intre alt jucător și s-a întâmplat cliciu care a fost la bancă când se iasă. A fost mai mult împiedicat și cam asta, dar da, s-a enervat puțin. Dar hockeyul în general este un sport de mare efort, un sport anaerob, care sport de contact în primul rând și orice lovitură neregulamentară deja pornesc alte clinciuri. Să ținem cont că în NHL aceste clinciuri sunt tratate ca un spectacol de spectatorii din tribună. Am văzut și acum un clinci între Tomaș Ladai și Cătălin Berdilă. Ladai cu satura impresionantă a vrut să facă singur dreptate. Eu cred că putea fi chiar eliminat. Vreau să vă întreb, ați fost vreodată eliminat? Dacă aș spune nu, v-aș minți și lumea hockeyistică mă știe. Am fost de foarte multe ori eliminat. Am fost puțin mai vulcanic, dar ce a fost mai frumos, ne-am înțeles întotdeauna cu adversarii, chiar după meciuri, stăteam, vorbeam împreună, n-am avut probleme, adică probleme mari, sau, dar am fost puțin mai vulcanic, așa, și am avut foarte, foarte multe penalizări. Dar, ținând cont că e hockey. Se spune că în orice sport de echipă, portarii au o nebunie a lor, că altfel nu ar reuși să aibă valoare foarte mare. Dacă nu ai și un strop de nebunie în acele ieșiri, în acele parade, în faptul că sunt mai curajoși decât jucătorii de câmp. Nu pot să spun că mai curajoși ca jucătorii de câmp, dar portarul
Portarul este mult mai concentrat tot meciul. Gândiți-vă că un portar efectiv stă 60 de minute pe teren, ceea ce un jucător stă cam o repriză, maxim o repriză jumate, adunată. Dar portarul, prin specificul meseriei, muncește foarte mult și totul este psihic. Chiar dacă pucul este în cealaltă parte a terenului, el trebuie să fie concentrat asupra a ce va urma. Nemișcându-se foarte mult, având, mai ales când întâlnești un adversar, să spunem, inferior valoric, unii portari au șansa să înghețe, că este pe gheață. Trebuie să vă... L-am văzut că de multe ori se mișcă numai pentru a nu amorți. Da, e adevărat. Contra unei echipe mai slab cotate, mai faci și schimb cu rezerva, pentru că nu ai prea multe șuturi la poartă și automat o să fii puțin mai deconcentrat. Dar la meciurile foarte importante, cum este acest meci, să știți că dacă mergeți în vestiar după fiecare repriză, portarul este foarte, foarte transpirat, este și obosit. Atâtea plonjoane și... Mi s-a părut, totuși, a fost cam 50-50 la această fază, a fost terminat Denis Zabludovski, se putea da și invers, pentru că a faultat și jucătorul de la Miercurea Ciuc. Însă arbitrii, da, ambii să fie eliminați, pentru că mi s-a părut că ambii au faultat. Și iată gol acum. Numărul 9 de la Sportul Miercurea Ciuc, nici nu a fost bine repusă mingea, pocul, mă scuzați, nici nu a fost bine repus pucul și numărul 9 de la formația vizitatoare, dacă putem să-i spunem astfel. Judd Blackwater, nu știu pe ce îl căutam, pentru că știam, canadianul care mi se pare pericolul numărul 1 a deschis scorul, din păcate suntem egalați și cu contribuția celor doi arbitri din Belarus, pentru că dacă se afla pe teren și Denis Zabludovski, dacă mai înscriau hocheiștii de la Miercurea Ciuc. Acum Neznamov, ca o rachetă, a trecut pe lângă adversari. Cam nemeritat acest gol, pentru că nu prea s-au apropiat de poarta adversă jucătorii din Miercurea Ciuc, dar asta cu meritatul în sport e... da, cu meritatul în sport, mai ales și în hockey, a fost izbit acolo de mantinelă un jucător al echipei din Miercurea Ciuc. Este prăbușit pe gheață. Cred că în îndelungata dumneavoastră carieră ați văzut accidentări chiar horror, unele extrem de grave. Dacă stau să mă uit bine, aveți și un semn la nas, sus. De câte ori ați avut copci sau accidentări destul de grave? Accidentări destul de grave nu am avut. Lovituri nu avem încotro, ținem cont că un sport de contact se mai întâmplă, dar se mai întâmplă și accidentări mai grave, n-avem ce face. Da, din păcate pentru CSM Galați, Miercurea Ciuc a înscris practic la una dintre ocazii, pentru că de două ori a mai salvat Otto Onodi, au avut ocazii mai clare, acum au reușit să speculeze, au avut ocazii mai clare decât aceia din care au marcat, la asta mă refer, au scăpat și singuri. Vreo două ocazii și iată că au reușit să înscrie jucătorul cu numărul 33, cred că este Zobolj Pop. Nu, el este. Zobolj Pop a fost accidentat. Vorbește cu arbitrii din Belarus. Cred că frustrare în rândul jucătorilor de la acest gol primit. Simți că totuși ai stăpânit jocul și primești gol. Cred că e o senzație extrem de neplăcută. Da, senzațiile sunt diferite. Meciul este la început, șansele sunt,
E doar 1-0 în hockey, 1-0 nu prea contează. Dar sper să rămână concentrați și să joace în continuare. Ce se vede până acum, amândouă echipe joacă destul de bine. Dar sperăm să vedem finalul. Da, cum am spus și în debutul transmisiunii de la această partidă, important este cine marchează golul care să aducă victoria, nu neapărat cine deschide scorul. Acum o acțiune interesantă, împiedică acolo un puc, aș putea spune Jack Blackwater, o pasă extraordinară, Mircea Constantin. Din nou Mircea Constantin, un jucător foarte interesant și trântit acolo, nu știu, arbitrii nu au văzut, trebuia eliminare. Gol! Mircea Constantin! 1-1 aduce egalarea, lăudam pe Mircea Constantin, unul dintre puținele produse ale hockeyului românesc în ultimii ani, un jucător interesant. Chiar îmi spunea Cătălin Geru că a fost extrem de surprins când Mircea Constantin a fost transferat de la Brașov. Adică cum a putut să renunțe corona la un jucător valoros, rapid, puternic, tehnic. Da? Norocul lui CSM Galați, dar mi s-a părut că mai devreme îi luaseră picioarele adversarului. Nu mai contează. Da, apropo de Mircea Constantin, este un produs din București, un jucător destul de bun la Steaua, da, un produs foarte bun, serios, mi s-a părut un băiat extraordinar, am avut ocazia să joc contra lui. Văd că vorbesc în rusă Vadim Shakhraychuk și cu unul dintre arbitrii din Belarus, o să le amintesc imediat numele. Iamer Bețe, eliminat parcă a două oară, nu? Dacă nu mă înșel, la două oară. A treia oară este eliminat definitiv, nu? Nu este ca la handbal. Nu e, poate să fie eliminat de câte două minute, nu contează, doar două pedepse de 10 minute, în același meci înseamnă pedepsă de meci sau direct pedepsă de meci, altfel nu. Contează că CSM Galați a egalat, scorul este CSM Galați, oricum e cu Iaciuc 1-1. Ambele echipe au șanse să se califice, sperăm că CSM va fi aceea care va reuși să se impună. Ne dorim cu toții și cred că echipa are valoare pentru a câștiga chiar Cupa României. Vă spuneam că o să vă comunic numele celor doi arbitri din Belarus, Miroslav Iareț și Vladimir Nalivaico. Am înțeles că acești doi arbitri ar fi condus finala din 2019. Iată acum Skachkov, dar Orsa Dorian reușește să blocheze pucul. Iată acolo bătaie. Cred că l-a provocat jucătorul, este Yellow Horn. Jucătorul l-a provocat pe Constantin Makarov, care este un jucător experimentat cu sezoane în KHL. Nu cred că ar fi reacționat așa dacă nu îl provoca jucătorul cu numărul 43 de la Miercurea Ciuc. Matthew Toussignan, canadianul, probabil că i-a spus ceva de dulce. Din păcate, CSM va trebui să joace din nou cu un om în minus. Este un meci tensionat, un meci cu destul de multe durite. Da, din păcate sunt
destul de multe lovituri nepermise. Cred că a fost și provocată, dar trebuie să se concentreze asupra meciului, să lase celelalte tertipuri, să spunem așa, din hockey. Amândouă echipe sunt destul de tensionate, se joacă destul de bine, fiecare vrea să câștige. Și dacă își fac treaba numai și numai pe gheață, părerea mea că o să iasă ceva foarte, foarte frumos. Cum este important ca acest Megalat să treacă de aceste două minute, de fapt un minut și jumătate cât mai sunt din prioritate, însă șut acum foarte, foarte periculos Vitali Kirichenko, golgheterul, unul dintre cei doi golgheteri, Vitali Kirichenko și Alexandru Neznamov, au fost golgheterii din ultimele sezoane cu CSM Megalați. Kirichenko a pus să tragă tare, cred că dacă și gol, un puc deviat, mare finețe în această, a fost surprins Otto Onodi. Sunt foarte greu de apărat aceste șuturi deviate, nu? De către un coechipier. Foarte, foarte grele meciurile de, șuturile deviate. Acolo greșeala a fost din partea fundașului. Portarul este foarte concentrat pe jucătorul care are puc. Dacă se dă pas lateral, e foarte greu să ajungă portarul. Timpul nu-i dă voie să ajungă dintr-o parte în alta. Jack Combs, am spus, un jucător foarte periculos. Iată că jucătorii canadieni fac diferența, două goluri canadiene și un gol românesc până acum. Jack Combs a deviat acolo extraordinar, aș spune, pentru că trebuie să ai un poanie, o încheietură extrem de fină pentru a reuși astfel de... Este o bătălie extraordinară acolo pentru puc. Cred că acest al doilea gol i-a descumpănit puțin pe elevii lui Vadim Șacalciuc. Am spus puțin pentru că sunt sigur că la experiența lor își pot reveni. Să sunt puțin cam nervoși și am văzut niște eliminări destul de ușoare. Ceea ce contează în multe minute în inferioritatea numerică, nu poți să-ți pui în valoare calități. Da, este adevărat. Oboseala n-aș putea să spun că din cauza oboselii, dar frustrările trebuie să fie eliminate. În momentul în care se joacă în 4, în 3, suferă toată echipa, apare oboseala jucătorilor mult mai repede decât ar trebui și dispare și concentrarea la ce am de făcut în momentul în care răspund la provocări. Da, domnul Viorel Radu, bineînțeles, cu experiența extraordinară, nu poate împărtăși de ceea ce trăiesc jucătorii pe gheață, ce se poate întâmpla. În sport trebuie să câștige unul dintre combatanți. Ne dorim să câștige CSM Galați, dar să vedem ce se va întâmpla. Iată acum și apără Orsa Dorian. Însă un șut care putea fi mai bun al lui Vitali Kirichenko, la experiența lui, cred că putea să șuteze pe colțul lung. A fost pe portar, cum ar veni. Da, portarul a ieșit și a închis unghiul, mai avea șansa și pasul lateral, dar asta a fost decizia lui și trebuie respectată. E foarte greu să gândești și să știi ce ai de făcut într-o fracțiune de secundă. Bineînțeles că se vor mai avea ocazii ca Vitali Kirichenko să înscrie. Ar fi fost bine, noi ne doream mai mult de aici de pe margine, dar el a șutat așa cum a putut. A trimis pucul așa cum a putut spre poartă. Iată, foarte bine a talonat acolo jucătorul de la Mircurea Ciuc.
scapă mingea, scapă pucul din treimea adversă, din păcate, hocheiștii noștri și trebuie să reconstruiască acțiunea, să o ia de la capăt. Un șut interesant. Un șut interesant, dar doar dacă portarul Orsadorian n-ar fi fost atent. A fost un șut ușor, s-a uitat la mine Albert Polini, a încercat acolo să arunce pucul. Un astfel de șut cred că te-ar putea păcăli doar dacă ești mascat de, să spunem, de coechipieri sau de adversari. Nu, asemenea șuturi de la distanță nu se poate da gol, numai dacă vrei să, ca și echipa ta să angajezi în treimea adversă. Cam asta e, așa se procedează. Dar asemenea șuturi nu dau problemă portarilor. Intră un gol la foarte mult timp, așa ceva. Da, când aflăm de la un fost mare portar cum stau lucrurile, bineînțeles că are dreptate. Nu știu nici eu ce a vrut să facă Albert Polinin. Îl recuperează acum jucătorii de la Miercurea Ciuc, scot pupul de acolo, reușesc Patrick Macea la îndepărtează apoi pericolul Cătălin Berdilă. Încearcă să recupereze pucul, dar foarte agresiv jucătorii Ciucului. Iată acolo, în fața porții, a reținut pucul Otto Onodi. Foarte mulți nervi, foarte multe ambiții dezvoltă cele două formații. E un match pe munchie de cuțit. Ambele echipe își doresc să dispute finala Cupei României. Nu există un al doilea match, să spunem, aici. Cine câștigă în seara aceasta joacă finala cu Corona Brașov. În continuare, când mai e un minut din prima repriză, CSM Galați este condusă cu 2-1 de Sport Club Miercurea Ciuc. Din nou, un puc trimis parcă la întâmplare. Angajament din treimea formației Sport Club Miercurea Ciuc. Am văzut meciuri în care chiar s-au marcat goluri dintr-un astfel de angajament, a sărit pucul în poartă. Deci pur și simplu noroc, bineînțeles, o șansă imensă și o neatenție a portarului. Da, asemenea goluri, clar, neatenția portarului, dar să știți că se lucrează și la antrenamente foarte mult. Din diferite poziții, jucătorii lucrează foarte mult, chiar din angajament. Nu e o surpriză, una este un gol de atenția portarului, dar se lucrează foarte mult așa ceva, din orice poziție. Iată din nou durități. Cred că Mihail Ribalco i-a dat un tampon lui Matthew Toussignan. Rivalitatea ruso-canadiană se vede și pe gheața patinoarului Dunărea. O mare școală de hockey ale lumii, pentru că există și alte școli importante, cum ar fi cea cehă, cea suedeză, finlandeză, dar cele două mari școli sunt cea canadiană și cea rusă. Asta e clar, de acolo s-a pornit. Da, să știți că așa este adevărat, dar nu trebuie să uităm și școala finlandeză de hockey, care cam școala finlandeză de hockey cercetează foarte, foarte mult orice există în hockey, de la patinaj la orice. Se fac foarte multe adunări pe aceste teme și avem majoritatea școlilor din lume în Finlanda. Deci e o putere. Finlanda a trecut la știință, de acum cercetează la cercetarea hockey-ului la moment, se lucrează la un nivel care deocamdată nu este inaccesibil. Eliminat Mihail Ribalco, dar și, de fapt, a fost o dublă eliminare. Și Colton Yellowhorn a fost eliminat, un jucător extrem de precis, care greșește foarte puține pase, nu greșește aproape deloc, Colton Yellowhorn.
jucătorul cu numărul 13, canadian, l-am urmărit și în celelalte partide. Unul dintre atourile formației. Două eliminări, nu? A, nu. Colton Yellowhorn vroia să iasă de la banca de pedepse. Sunt momente amuzante acolo. Da, venise... Da, Sabolj Pap s-a dus el să-l scoată. De parcă era în... Da, da, în acele western-uri când erau scoși pe cauțiune anumiți infractori. Bineînțeles. Dar a fost interesant. Era concluziile acestei reprize. O repriză destul de echilibrată, echilibrată cu mici neatenții și din păcate foarte, foarte multe durități. Chiar din prima repriză mi se pare destul de greu de jucat. Sperăm să intre echipele, să intre la vestiare și repriza a doua să fie mult mai relaxate, mult mai concentrate pe joc efectiv. Acum vedem o neînțelegere între arbitri, chiar nu ne dăm seama despre ce e vorba. Văd că este eliminat și jucătorul cu numărul 9 de la noi, de la Galați. Cred că Ribalco ar fi luat 2 minute plus 10. Da, cam așa ceva. Multe durități, dar și acești arbitri din Belarus care au condus și partida trecută întârzie foarte mult jocul, mă uit, opresc de foarte multe ori, parlamentează, vorbesc, cred că nu se înțeleg foarte bine cu... Nu, deci se pierd momente, iată, pauză, după prima repriză CSM Galați 1, Sport Club Miercurea Ciuc 0, îi mulțumesc cu domnului Radu Viorel, care spunea că va sta doar o repriză, dar vom avea un alt invitat trebuie să plece la serviciu și am un alt invitat, altă legendă, că Stingerul în repriza a doua, ne revedem.
cu Mirculeciu. Bună seara. Într-adevăr, prima repriză, o repriză disputată, o repriză cu ritm foarte bun. Am văzut și 3 goluri. Eu zic că va fi o partidă a portarilor. Ei vor decide soarta acestui meci și vom vedea la final. Eu, sincer, pentru frumusețea jocului, mi-aș dori și prelungiri și penalti. Eu nu, că stau cam de mult aici. Doresc să câștige cel mai bun și acela să fie și echipa mai bună să fie cea mai bună, să fie CSM Galați. Deci, prima repriză, v-am spus cu mulți nervi. Iată, 2 jucători de la CSM sunt pe bancă, a primit o pedeapsă Mihail Ribalco, o pedeapsă mare. Din păcate. Cu locuri foarte bune, cu jucători de calitate. Mi s-a părut că totuși jocul a fost dominat în principal de CSM Galați și echipa din Necuiaciuc a jucat mai mult pe contre. Da, poate raportat la numărul șuturilor n-am ținut evidență, poate a fost o ușoară dominare a echipei gălățene, dar pe ansamblu ambele echipe joacă în viteză foarte mare și ceea ce este super faze de la o poartă la cealaltă. Cam multe eliminări din partea echipei gălățene, golul 2 pe fondul unei eliminări, 5-4 au avut om în plus echipa CSM Galați, au făcut eliminare gratuită Makarov și au primit golul de 2-1. Să sperăm că vom vedea la fel un meci cu faze la ambele porți și așa cum ai zis tu, cel mai bun să câștige. Da, dar eu am mai pus o condiție, cel mai bun să fie CSM Galați. Bineînțeles, acum Otto Onodi a reținut pupul trimis de adversari. Este, cum spuneam și mai devreme, o confruntare între cele două mari școli de hockey, între cea rusă și cea canadiană, pentru că sunt mulți jucători ruși la CSM Galați. Destul de mulți jucători canadieni, 5 jucători canadieni și antrenorul la Sportul Miercureaciuc. Astfel că e o confruntare, poate și orgoliile sunt exacerbate, pentru că ambele națiuni, când își văd adversarii tradiționali în fața ochilor, sunt ca taurii care, când văd roșu, nu mai reușesc să se stăpânească, să-și stăpânească nervii. A reintrat acum pe gheață unul dintre jucătorii noștri, e vorba de Limanski, Evgeni Limanski. Cred că Limanski a fost eliminat pentru proteste atunci, că nu? Cătălin a fost mai atent decât mine. Limanski a intrat pentru a suplini pedeapsa lui Ribalco. Ribalco a primit 2+2, cred, sau 2+10, nu știu exact, și Limanski a fost omul în plus la banca pentru a crea superioritatea echipei din Mercureaciuc. Încă o duritate, nu înțeleg de ce sunt atât de nervoși jucătorii de la CSM Galați. Eliminat, cred că Anton Botoșnov. Cred că nu a reușit să-i calmeze nici Vadim Șahraiciuc, care... Cătălin, cred că ai trăit astfel de partide cu atâta tensiune, cu rivalități exacerbate care la un moment dat se transmit negativ, să spunem, pe gheață și atunci când joci atât de mult timp în inferioritate numerică, nu ai cum să spui în valoare calități. E adevărat, multe meciuri, chiar foarte multe am avut și mai ales acesta e un meci, chiar un meci super decisiv, meciul care trimite echipa, cea de-a doua echipă în finala cupei și atunci e normal ca jucătorii să
dea totul pe teren, poate de multe ori peste limita regulamentului. Drept dovadă și acum sunt lovituri, cred că este o pedeapsă pentru Sport Club Mercureaciuc. Da, așa indică arbitrul din Belarus. Să vedem dacă cumva e o pedeapsă dublă. Da, și de la echipa CSM Galați, deci e o pedeapsă comună, ambele echipe, ori pentru autorități, ambii jucători. Da, deci, pentru lovire, jucătorul la Sport Club Mercureaciuc și Polinin pentru autorități. Din păcate, aceste eliminări nu-ți dă posibilitatea să prestezi jocul cu care ești obișnuit și pe care și-l dorește și antrenorul și ceilalți din conducere, pentru că ești nevoit tot timpul să te aperi. Probabil încă 3-4 minute vom vedea superioritate din partea echipei Sport Club Mercureaciuc. Da. Da, și de la Sport Club Mercureaciuc nu înțeleg de ce se pierde atât de mult timp. Sânge pe gheață, se curețe foarte mult timp pierdut. Chiar prima repriză a fost un adevărat record, cred că a durat aproape 45 de minute. O repriză de 20 te dureze 45 de minute de 20 timp real, mai rar. Adică, nu spun că au luat decizii greșite cei doi arbitri din Belarus, numai că au parlamentat, au lungit foarte mult timpul. Da, într-adevăr, repriza a durat mai mult, dar au fost și multe fragmentări ale jocului, multe eliminări. Ce am observat acum, arbitrii nu-ți mai dă voie să intre pe gheață decât în momentul în care ridică mâna, doar atunci chiar am observat cu cei din echipa CSM Galați vorbea în rusește, pentru că majoritatea sunt de origine rusă și așa că engleza nu-i mai ajutat deloc și am văzut de fiecare dată i-a oprit și le-a interzis să intre pe gheață până după ce ridică mâna din cei doi arbitri de centru. Au fost și accidentarea lui Pap. A, într-adevăr, o repriză care a durat mai mult, dar să sperăm că meciul va căpăta o altă intensitate, poate mai mult per play, fără lovituri și fără eliminări gratuite. Da, și eu sper să vedem mai mult fair play pe gheață, să renunțe. Am crezut că vor fi mai puține durități în această repriză. Am crezut că antrenorii le vor spune, e drept că în principal duritățile au venit din partea jucătorilor de la CSM Galați. Trebuie să fim obiectivi, să recunoaștem acest lucru. Dar sunt ambiții mari în joc. Iată, Otonon îi reține pucul acum la acest șut foarte puternic. Angajament din treimea lui CSM Galați. Parcă meciul și-a pierdut din savoare, să vedem, adică și-a pierdut din ritm, nu poți avea ritm când sunt atâtea întreruperi, atâtea eliminări. În inferioritate numerică CSM Galați, cum a fost în cea mai mare parte a timpului acestei partide. Cred însă că se vor apăra bine băieții lui Vadin Șahraiciuc, meciul este departe de a fi jucat. Zaborci Ildebrand îl blochează bine pe adversarul său. Otto Onodi reușește un reflex excelent. A fost un șut foarte puternic trimis de jucătorul lui Sport Club Mercureaciuc.
Denis Culiaș, posesorul celui mai puternic șut, am înțeles, din Liga Națională de Hockey. Rusul care a petrecut peste 10 sezoane în KHL. A fost o minge, un puc greu de apărat pentru... Am mereu tendința să spun minge. A fost un puc, și nu neapărat pentru obiectul cu care se joacă, ci pur și simplu despre execuție. Mă refer, pentru că destul de complicat să spui, a fost un puc greu de apărat. Aștept însă momentele în care CSM Galați va evolua în efectiv complet. Faptul că a evoluat în efectiv complet a fost ok pentru echipa gălățeană în prima repriză. A atacat foarte puternic poarta apărată de Orsa Adorian, care este fiul lui Adorian, fostul internațional român. A jucat de multe ori împotriva lui, nu? Atât împotriva lui adversar, am fost și colegi la echipă, și la club, și la echipa națională. Într-adevăr, băiatul lui apără poarta celor de la Sport Club Mercureaciuc, un portar tânăr, un portar valoros și el, ca și Onodi, ca și Toche, celălalt portar de la Brașov. La capitolul portar, pentru cel puțin 80 ani, eu zic că stăm foarte bine pentru echipa națională. Offside. Acum și arbitru dictează offside intenționat. Jucătorul de la Sport Club Mercureaciuc nu a ieșit afară din zonă când arbitru a strigat offside. Și atunci angajamentul va fi în zona de apărare a celor de la Sport Club Mercureaciuc. În sfârșit joacă și CSM Galați efectiv complet. Hildebrand, însă foarte bun reflexul lui Orsa Dorian, a respins pucul cu piciorul drept, un șut foarte puternic și Hildebrand este posesorul unei lovituri foarte puternice. Iată acum un nou șut apărat de Adorian, care face un meci foarte bun. Din păcate pentru că se medalează. Dar lucrurile se pot schimba cât de curând. Observ însă ezitări în defensiva lui CSM Galați. Am dreptate, Cătălin, e destul de ezitantă defensiva lui CSM Galați? Nu aș putea spune ezitantă, dar având în vedere că primele 4-5 minute echipa gălățeană a jucat în inferioritate, atunci adversarii au fost tot timpul în atac și asta le-a dat încredere și motivează să joace la un nivel ridicat. Eu sper și cei de la CSM Galați să-și revină și să vedem și un gol. Apără unul de ocazie foarte mare. Acum pot să spun că în apărare n-am fost atenți deloc și Tihamer Bețe, singurul portarul, să spun așa, dacă am jucat cu această ocazie și a dat prilejul unul de sabere, șutul, să spunem, tras de la bord. Bine că n-a fost în locul lui Tihamer Bețe, unul dintre hocheiștii canadieni, că ar fi știut să speculeze, dar este și meritul lui Otto Block Onodi, care a stat foarte bine pe patine, cum se spune, și nu s-a descontentă și a reușit să prindă pucul. Pentru că l-ar fi putut păcăli chiar și un puc trimis ușor spre poartă de către adversari. Am văzut atâtea goluri în care marcate când... Atacă Sportul Mercureaciuc, care după acele eliminări din tabăra
formației gălățene au cam pus stăpânire pe joc, că domină în aceste momente, lucrurile se pot schimba. CSM poate fi foarte periculoasă pe contraatac, că pe Evgeni Skachkov insistă la acest puc, însă au stat bine în defensiv și de la CSM, de la Sportul Mircuiaciuc, se întâlnesc de fapt CSM cu CSM. Makarov, de pasa lui Paior, acum Skachkov și Orsa Dorian a apărat până acum descurajant pentru CSM Galați. Foarte ușor au ajuns acum Cani în treime, iată, reușește să blocheze pucul acolo. Foarte agresiv, ar trebui eliminări din tabăra echipei ciucane. Am văzut acum niște gesturi total deplasate ale jucătorilor de la Sportul Mircuiaciuc. N-am înțeles ce au vrut să facă acolo. Cred că arbitrii ar trebui să ia măsuri și în ceea ce privește pe ciucane. Am dreptate, Cătălin? Cam așa se întâmplă când pucul nu e prins de portar. Normal, cei în atac încearcă să recupereze pucul și să înscrie. Și se întâmplă faze de genul ăsta. Se întâmplă foarte des. Cred că arbitru a considerat că n-a fost ceva voluntar, eu știu, o lovitură ca să dicteze o penalitate împotriva celor de la Mircuiaciuc. Normal că după margine știi mai bine ce e de făcut, dar aș vrea să te întreb, ca și specialist, pentru că dacă nici tu nu ești specialist, cine mai e? Ce-ai face dacă ai fi antrenorul formației CSM Galați în acest moment? Sincer, nu m-am gândit la asta în momentul ăsta. E greu, de pe margine toți, exact cum ai spus, suntem specialiști, ne pricepem. Când ești acolo la bancă, când ești în teren, altfel se văd lucrurile. Nu știu, probabil că repriza a treia, zic eu, dacă scorul va evolua așa, probabil că în ultimele 10 minute va juca în două linii. Asta e părerea mea. Știu că am mai făcut-o de câteva ori. Probabil că așa se va întâmpla. Și apără unul din nou, ocazie mare, într-adevăr, foarte neatenție în apărare fundașii celor la CSM Galați. Și căpăm din nou, datorită intervenției lui Otto Onodi, căpăm din nou această ocazie a celor de la Sportul Mircuiaciuc de a majora diferența pe tabela de marcaj. Da, a fost o ocazie imensă. Numărul 97, Jack Combs, canadian, nu a reușit să-l învingă pe Otto Onodi, care a stat foarte bine pe patine, serios, a stat foarte bine în poartă și a salvat o situație care putea deveni dramatică pentru, sau foarte dificilă pentru CSM Galați, să nu exagerăm, nu dramatică, dar foarte dificilă. Și cum ocaziile se răzbună de obicei, acum să așteptăm golul egalizator al lui CSM Galați. Așa se întâmplă în sporturile pe echipă, nu? Când nu marchezi tu din situații clare, o face adversarul. Ați văzut cum s-a întâmplat și în prima repriză, pentru că ofișii de la CSM Galați au ratat câteva ocazii clare și apoi cei care au înscris au fost ofișii de la Sportul Mircuiaciuc. Acum se poate întâmpla invers.
Am spus niște neglijențe în apărarea lui CSM Galați, neglijențe care pot costa mai târziu. Atacă acum CSM Galați. Zabludovski, Denis Zabludovski trage pe colțul scurt. Din nou, Orsa Dorian a avut totuși el câteva intervenții foarte, foarte bune. E foarte atent, e în formă bună. Acum foarte rapid, Judd Blackwater, vicleanul atacant canadian. Contacte la limita supraviețuirii, dacă putem să spunem astfel. Un puc aruncat. Pare că CSM Galați și-a cam pierdut busola. Mi se pare așa, atacul fără orizont. Da, ce să spun, de adevăr, repriza a doua dominată clar de cei de la Melu Păraciuc. Din păcate, echipa noastră, cele 4-5 minute la începutul repriza în care a fost nevoită să facem încălătate, ne am prânta pe revoluția băieților. Eu sper totuși că vor reveni la prestația cu care ne-au obișnuit pe toți și vor reuși să întoarcă scorul în favor. Iată, acum un contraatac pornește Evgeni Skachkov. Nu era Skachkov. Constantin Makarov. Mi s-a părut că e numărul 25. Seamănă cei doi jucători. Ca asta pură din... Dacă îi privești din spate. Este o repriză modestă a lui CSM Galați, care a scăpat până acum ieftin. Respinge din nou Otto Onodi, ține în viață și mingea gol turcesc, bine că a fost astfel, a tresărit, l-am văzut pe Cătălin Geru, că a tresărit la acea fază, sângele apă nu se face. Dar pur și simplu nu-și găsesc busola hocheiștii de la CSM Galați. Însă lucrurile se pot schimba în repriza a treia. Noi sperăm să se schimbe încă din această repriză și să vedem golul egalării, măcar din partea lui CSM Galați. Albert Polinin nu a fost în stare să dea o pasă, însă și-a recuperat singur cucul Kiricenko, Vitali Kiricenko, putea să dea o pasă ușoară. Albert Polinin, nu știu ce are și el, este blocat după acea eliminare, însă iată o intercepție, Vitali Kiricenko! Șutează la colțul scurt, dar Orsa Dorian respinge cu mănușa care ține crosa. Acum Neznamov, din nou Kiricenko. Încearcă să găsească un culoar, Vitali Kiricenko. Trebuie ceva ca să îi deblocheze pe jucătorii de la CSM Galați. Un gol, cred că ar debloca jocul elevilor lui Vadin Shakhraichuk. Iată acum o pasă foarte bună, dar este blocat acolo și gol! Gol CSM Galați! Cred că Alexandru Neznamov a reușit să introducă pucul în poartă. Parcă am avut gura aurită, am spus că trebuie ceva ca să deblocheze jocul băieților noștri. Alexandru Neznamov a înscris astfel de momente, puțin îi prăbușesc pe adversari, Cătălin, nu? Mai degrabă aș spune că îl dă aripi, spunem așa, celor care au înscris. E bine, totuși, pentru frumusețea jocului, Galați
și vom vedea ce va fi în continuare. Îmi plac jucătorii canadieni de la Sportul Mercuriaciuc, foarte, foarte buni, foarte tehnici, numărul 9 în special, numărul 13 și Neznam, într-adevăr, unul din jucătorii mei preferați. Pe lângă Paiol și Sașcov, Neznam este unul din jucătorii care îmi place foarte mult de la echipa acestei Semigalați. În fiecare dimineață, primul este care vine la antrenament. Eu am antrenament dimineața cu copiii la 9 la 10, la 9 deja e la patinoare. Ne salutăm! Da. Da, e adevărat ce spune Cătălin, un jucător, un super profesionist, Alexandru Neznamov, un super ambițios. El a reușit, meritul lui este că a urmărit acest puc și l-a introdus în poartă. Am văzut că s-a și accidentat un jucător de la Sportul Miercuriaciuc, primește Boton Flint, a fost un jucător al Galațiului. I-a venit pucul în gură, dar nu a fost o accidentare voită sau provocată de jucătorii de la devierea pucului. Trebuie să recunoaștem că CSM a înscris și cu noroc, dar șansa au avut și jucătorii de la Sportul Miercuriaciuc în prima repriză. Eu nu-mi doresc un joc cu lovituri de penalitate cum își dorește Cătălin Geru, pentru că deja sunt de foarte multe ori aici, la patinoar, și îmi doresc să ajung acasă la fiul meu care astăzi sărbătorește 8 ani. E în aceeași zodie cu Cătălin Geru, săgetători. Săgetătorii foarte ambițioși, care își urmăresc bine țelurile și mereu reușesc în viață. Așa. Eu nu sunt săgetător, ca să nu credeți că mă refer și la propria persoană. Haideți să vedem ce se mai întâmplă pe gheață, să vedem dacă CSM Galați a prins aripi după această reușită a lui Alexandru Neznamov. Iată acum o fentă excelentă a lui Serghei Paior. Din nou Paior pătrunde, un jucător extrem de tehnic, acest Serghei Paior. Și Cătălin recunoștea, de fapt, cred că cei mai tehnici hocheiști de la CSM Galați sunt Serghei Paior și cu... Iată, acum puc foarte greu, au mișcat și poarta, foarte ambițioși, dar nu înțeleg și această agresivitate a celor de la Miercuriaciuc. Ar trebui eliminat acest jucător de la Miercuriaciuc, îl văd în continuare agresiv. În loc să-l țină, arbitrul ar trebui să-l trimită pe banca suspinelor acolo, pe banca de pedepse. Cred că Colton Yellow Horn a fost. Sau nu, sau Matthew Tustinian, cred că ar fi trebuit să-l trimită puțin pe banca cealaltă. Au trecut cam ușor cu vederea, nu știu, așa mi se pare, poate eu sunt subiectiv, se pare că trec cam ușor cu vederea infracțiunile celor de la Miercuriaciuc. Cătălin Geru dă din cap, nu mă aprobă, înseamnă că sunt subiectiv. Dar nu putem să eliminăm subiectivismul din noi. Obiectivitate totală nu poate exista, pentru că chiar și când privești unul dintre combatanți, asta e clar, simpatizez cu el și acest meci este transmis de CSM Galați TV. Cum am putea să nu fim de partea băieților noștri? Însă să trebuie să respectăm și adevărul, bineînțeles. Și eu îl apropie Cătălin Geru în tot ceea ce spune, cred în ceea ce spune el în ceea ce privește hockey-ul și viața, pentru că este un om echilibrat. Nu poți fi sportiv echilibrat decât dacă ești și în viața de zi cu zi, în viața civilă echilibrat. Cătălin, ce se va întâmpla în continuare? Ce prevezi? Eu zic că după gol s-a mai echilibrat jocul. Sper la fel într-o partidă disputată cu rit. Așa cum am spus și la început și am vorbit și cu Radu Viorel înaintea meciului și era de acord, mai ales el, care a fost portar, amândoi am fost de acord că va fi meciul portarilor. Și să sperăm că așa va fi. Eu sper
să câștige cel mai bun, dar eu v-am zis și spun și ție, pare rău, dacă va fi nevoie să stai mai mult, eu mi-aș dori penalti. Un șut foarte puternic primit de jucătorul cu numărul 12, Tiamer Gheorfi. Un jucător cu un șut foarte puternic, dacă ar fi fost pe poartă, ar fi fost mari probleme pentru Cotonou, din fericire nu a fost. Mihail Ribalco a îndepărtat pucul mai devreme. Atacuri totuși fără luciditate au forțat atunci jucătorii de la CSM, apoi au redus motoarele. Ce s-a întâmplat acum, Cătălin? A fost offside, chiar dacă jucătorul canadian protestează. Nu, chiar a fost offside, având în vedere că sunt chiar pe linia albastră, pe direcția lui am fost și a fost offside. Arbitru a semnalizat corect poziția jucătorului cu numărul 9. Angajament din zona neutră, iată, recuperează pucul hocheiștii de la CSM Galați, pornesc într-un atac care sperăm Mircea Constantin de speranțe. Azi, seara aceasta, eu sunt cel cu golurile, am prins ambele goluri în comentariul meu și chiar și când am fost cu Radu Viorel și acum cu Cătălin Geru. Pierd multe pucuri, asta mi se pare, jucătorii de la CSM. Cred că acum, la orice contact, cred că și exagerează ochișii de la Miercurea Ciuc. Iată și acum, ratare incredibilă, Mircea Constantin. Șut foarte puternic, reușesc Mircea Constantin, ratare uriașă, trebuia să marcheze de acolo, era într-o poziție foarte bună. A dat mai mult pe lângă, puc. Cred că a vrut să spargă plasa, se spune. Asta am observat la hocheiștii canadieni, cum îți spuneai, îmi scriu cu finețe, reușesc să trimită pucul unde își doresc și nu cu multă tărie să imprime șut. Da, într-adevăr, super, super tehnici jucători canadieni. Numărul 9, numărul 13, numărul 43, foarte, 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 foarte bun. Numărul 9 am scris ambele goluri, dacă nu înșel. Eliminare pentru sportul meu, cu aceea piedică clar, piedică clar. Eliminat jucătorul cu 93, cred. Da. La dai pentru piedică 2 minute, superioritate a echipei CSM. 2 metri, foarte mare. Cel mai mare jucător de pe gheață, cred. Tomaș Lada, e 2 minute pentru piedică, mai sunt 3 minute și 16 secunde, 2 minute de superioritate pentru CSM Galați. Poate vom vedea și golul 3. Am putea să fructificăm, adică ar putea să fructifice elevii lui, doar nu jucăm noi, elevii lui Vadim Șahraiciuc, pentru că experiența le permite să realizeze acest lucru. Că dacă vor duce atacurile cu luciditate, însă au pierdut repede pucuri. Cam prea repede. M-au pierdut multe pucuri în această repriză, care a fost dominată, trebuie să recunoaștem, de sportul Miercurea Ciuc. Acest lucru contează mai puțin. Din nou se trântește foarte ușor acolo chestul de la sportul Miercurea Ciuc, mai precis numărul 20, Tiamer Bețe.
este un bun actor. Potel este supărat și chiar cred că este eliminat acum. Ia Merbețe. 10 minute. Urmează momente foarte grele pentru Sport Club Miercurea Ciuc, când trei jucători. 10 minute pentru Tia Merbețe, a jucat teatru acolo cu acea căzătură. Polinin, la experiența lui, scapă pucul printre picioare, incredibil. Iată însă recuperează acum fundașul, nu, era Mihail Rybalko. Scuzați, Rybalko a scăpat pucul printre picioare la acea fază. Este incredibil cum nu reușește formația gălățeană să-și fixeze adversarii. Era o răbdare, mi se pare. Iar Rybalko a ieșit complet din formă. Acea eliminare, acel gest, nu se poate concentra, îl văd în afara meciului. Zablutovski pentru Matias Biro. Matias Biro. Ciut deviat însă, Orsa Dorian reușește până la urmă să-l blocheze. Din nou atac Matias Biro. Kiricenko. Trage Kiricenko, însă Orsa Dorian reușește din nou să respingă și Emelianenko era acolo. Va fi eliminare, nu au răbdare deloc pocheșii de la CSM Galați, nu sunt într-o seară prea fericită. Atunci când dai un om în plus pe gheață să comiți o asemenea greșeală, Vitali Kiricenko eliminat pentru 2 minute. Eliminarea sa va continua și în cea de-a treia repriză a acestei partide. Iată Serghei Paior, posibilitatea unui contraatac, Evgeni Skachkov, super rapidul Skachkov, se întoarce cu pucul. Șut acum, parează Orsa Dorian, șutul lui Mihail Rybalko, un șut foarte puternic. A Dorian a parat niște mingi, ambii portari cred că și-au făcut datoria până acum. A parat niște pucuri foarte, niște șuturi de fapt. Trase. Iată o nouă gafă. Noroc că nu a reușit, că i-a zburat pucul parcă din crosă lui Judd Blackwater, pentru că altfel ar fi fost deranj mare. Și gol din vole. Gol din vole, cred că chiar Tia Merbețe a înscris. 2-3, gol luat foarte ușor de CSM Galați. A avut timp să se întoarcă acolo după ce a ratat Judd Blackwater, i-a dat lui Yellow Horn, care a întors foarte, foarte bine către un gol din vole, cum se spune, nu? Înscris de Tia Merbețe. Din păcate, CSM Galați nu este într-o seară reușită, dar până la final mai e foarte mult. Gol pentru Sport Club Miercurea Ciuc.
Eu îi mulțumesc lui Cătălin Geru pentru că trebuie să plece, pentru că a fost din nou alături de mine. La șef și la finală poate vom veni cu vești bune, poate formația galățeană va reuși să întoarcă scorul în repriza a treia. Sunt 29 de secunde din prima repriză. Șut al lui Cătălin Berdilă și după două reprize CSM Galați este condusă de Sport Club Miercurea Ciuc cu 3-2. Vom reveni după pauză.
penalizare pentru